Suntem la intrarea în traseu Crucea Albă, vârful Domoglet și vom coborî pe Cheile Fegari. De la hotelul Domoglet până la intrarea în traseu am făcut pe jos 10 minute și vom începe traseul. Probabil vom face vreo în jur de 7 ore. Suntem la punctul de belvedere, Puntea Veche, și de aici mai avem 5 minute până la Crucea Albă. Mă ajung la grota lui Șurban. Da, uite, facem o pauză scurtă. Auzi. Nu-i ia. Pe la Crucea Albă. Tatăl mai aveți. Am ajuns la finalul traseului, am făcut în jur de 6 ore jumate cu tot cu pauze și acum mergem în Herculane să căutăm un loc să mâncăm, după care odihnă.